găinele ciupe. Noi avem două tipuri de câini utilitari, câini de căutare și salvare și câini de terapie asistată de animale. Aici se pregătesc câini de căutare și salvare și aici, evident, avem două tipuri de câini de căutare și salvare, și anume câini de căutare și salvare în dărâmături, adică Doamne ferește în caz de cutremur, și câini de căutare și salvare în caz de dispariții, deci vorbim de mediul natural, locuri accidentate, păduri, desișuri, etc. Asociația Zi de Bine a manifestat din ce în ce mai mult interes pentru ce facem noi și până la urmă au venit cu noi în barca asta a proiectului de a amenaja acest teren, care fără ajutorul Asociației Zi de Bine ar fi durat probabil foarte mult timp, pentru că noi economiseam în fiecare lună o sumă mică pe care o investeam aici și probabil că până reușeam să facem terenul ăsta în bătrâne. Deci am reușit cu ajutorul lor să amenajăm un teren pe care să ne putem desfășura antrenamentele mult mai bine, mult mai repede și Doamne ajută și cu rezultate. Câinii ăștia chiar salvează vieți. Când am venit aici prima dată, era un teren uriaș, plin de gropi și de rădăcini de copac și de cioturi în care m-am și împiedicat de câteva ori. Câinii nu păreau să aibă această problemă, însă, în mod evident, nu era chiar cel mai bun loc de antrenament. În plus, le lipseau exact aceste obstacole care îi ajută pe ei la antrenament. Așa că ne-am spus, da, e un proiect util. Și când într-o seară ne-a sunat Vlad și ne-a spus alert în Dâmbovița, doi copii au dispărut, noi ne îmbrăcăm acum și plecăm. Și în mai puțin de jumătate de oră erau echipați și plecaseră la drum. Mi-am dat seama încă o dată că e un proiect care chiar merită susținut. Copiii aceia au fost găsiți în viață. De mult, până acum vreo 2-3 ani, nu aveam un teren al nostru și ne antrenam pe unde apucam, când apucam, ne mai gonea și ne era deranjat de prezența noastră. Ușor, ușor facem lucrurile mai organizate, mai ușor de accesat pentru un posibil voluntar și evident și pentru noi mai ușor de planificat o programă. Cu câinele ăsta sunt la nivelul ăsta aici, voi fi la nivelul ăsta într-un timp de. Faptul că ai un teren și că ai niște obstacole și că ai lucruri, poți organiza niște, poți planifica niște lucruri care se întâmplă un pic mai repede în contextul ăsta. Ușor, ușor o să crească iarbă nouă, bună, numai bună de dresaj, ascunzători, obstacole și tot ce ne trebuie. În momentul ăsta avem 28-30 de câini care sunt în diferite stadii de atestare, de antrenament. Avem de la cei mai începători până la căței cu titluri chiar și la concursuri internaționale și etc. Avem căței care au fost la misiuni de dispariție, avem căței care au fost la cutremure, avem căței care au fost la campionate naționale de căutare și salvare. Fiecare dintre noi muncim cât putem, pentru că e o lume volubilă și înțelegem că fiind vorba de voluntari, oricând, oricare dintre noi poate să fie indisponibil și atunci interesul nostru este să pregătim cât mai mulți, pentru că în caz de Doamne ferește să avem pregătiți în mod sigur un număr de